că începem cu ținutele acestei săptămâni. Ce impact are moda asupra ta? Moda asupra mea, mamă. A avut cel mai mare impact încă de când eram mică. Cred că e foarte important să ne creăm aceste personaje în fiecare zi și mă distrez și mă înțeleg foarte bine cu moda. În fiecare shooting, în fiecare editorial încercăm să creăm un nou personaj și cred că e foarte important să arăți oamenilor diverse fațete ale tale. Elegant sau sport? Ce alege mai degrabă? Cum te simți confortabil? Glam rock, aș alege dacă mă întrebați. Prin prisma jobului, clar aleg elegant sau trendy, dacă vreți, sau așa. Dar sport e când ies cu cel mic în parc, sport e în weekend și sport e atunci când stau și editez video și trebuie să mă simt foarte bine, să mă simt foarte comodă. Nicolae. Ce trebuie să zic? Cum ți se pare? Discursul și ținuta. Îndrăzneață. Da, uite, asta zic, că sunt persoane care pot să poarte așa ceva. Se pare așa un pic din candy, să zic așa, zice, cum am îmbrăcată. Nu. Unde sunt un... Știi ce? Unde te duce cu ea așa? Nu știu. Care, e un lucru care nu prea îmi place mie în general. Da. Nu doar așa, nu plac tatuajele care se văd. Care am impresia lor. Care s-a făcut odată într-o nebunie și care după aceea le regres cumva. Mi se pare că domnișoară, doamnă, sexy nu e. Bine, pe picior are tatuat numele băiețelului ei, ceea ce nu e atât de grav. Cu acele desene tribale de pe degete putem să discutăm, dar până la urmă este corpul ei. Dar vreau să-mi spui ce fel de mâncare ai gătit tu împreună cu ea. Chiar ce fel de mâncare îi se potrivește aceste pare... ținute? Uite, asta e un nou joc. Pare sofisticată ea așa, dar nu e în același timp. Nu e, n-are îmbrăcăminte foarte sofisticată, zicea. E, are niște tente, să zic așa, lucruri care... E o mâncare pe care cred că aș lucra foarte mult la detaliul aspectului, să măcar zic așa, bine să arată dacă gust nu are. M-aș duce mult pe... Nu, gust trebuie neapărat, dar cred că aș insista, aș asocia cu o mâncare care aș lucra foarte mult la detalii, să zic așa. Pan dișpan. Văd care culori destul de uni, adică nu păpucii care sunt pantofii, care sunt în evidență, restul e de la păr la rochie, e aceeași culoare, să zic așa. Ți se pare că seamănă pink, cu o... Pink. Ți se pare că seamănă cu o... cu o gălușcă? Nu, nu a zice gălușcă, nu. Dar eu nu știu, cu o perișoară? Mă duce... Nu, nici de cum. O gogoașă cu cremă de morcov. Nu, de smeură. Morcov? Da. Cremă de, dacă vreau, de patisier de vanilie. Un desert de vanilie. O budincă? Da, pe oricum duce și în culoarea aia. Știi ce seamănă cu budinca? Nu. Piftia. Superb. Gusturile sunt diferite. Budincă, gusturile sunt foarte diferite. Pentru mine, dar în fine, una e dulce, una e sărată. Doar ca aspect. A, da. Pentru că eu ce pot să zic, că e puțin exagerată, dar e în filmul ei, pentru că ea asta oferă sute de fațete ale aceeași persoană. Nu sunt un... N-aș putea spune că sunt un fan al acestei ținute sau acelei sarmale, ca să rămân în zona ta gastronomică de pe cap, dar tot ce face ea, în special în acest context în care își lansează un brand, e să atragă atenția, să genereze discuții și iese. Cred că asta a fost scopul ei, da, să pară să vorbească mai despre ea și cred că și-a din scopul. Următorul. Cum ți-ai definit propriul stil vestimentar? Relax. Îmi place să fiu relaxat, sunt sportiv de performanță și în cel mai mult timp sunt în mașină, spre sală, așa că îmi place să fiu relaxat, da. De unde te-ai inspirat atunci când îți alegi hainele? Nu știu neapărat, cred că de la cântăreții americani, fiind și de culoare, cred că mi se potrivește cel mai bine stilul lor și așa că cam de acolo. Ce detalii vestimentare predomină în garderoba ta? Ce haine ai? Îmi plac tricourile și sneaker și am foarte mulți Adidas și așa că cam asta ar fi, sneaker și. Cât de mult contează pentru tine tendințele dictate de către mai mari creatori de afară? Nu contează foarte tare pentru că nu mă pot ghida. Eu am o statură diferită, sunt foarte impunător, așa că foarte multe trenduri
nu se potrivesc cu stilul meu, exact, trec pe lângă mine. Așa că încerc să îmbrac să bine, ce-mi place, ce cred eu că e decent și să nu ies din tipar, exact. Revenind în bucătărie. Să nu să alegem felul de mâncare. Iulian, mai mustăci. Mie-mi place partea de sus, cum e îmbrăcat. Pantalonul și... Mie Adidas și nu-mi plac sneaker, așa. Nu știu. Partea sus mi se pare că e cool și pantalonii și partea jos nu e pe gustul meu. Dar așa partea sus îmi place, așa. Da, e relaxat, da. Lanțul? E să șede lui. Zici? Eu zic că da. N-ar trebui ceva mai mare? Dacă tot voia să-l lase pe din afară? Nu m-ai întrebat dacă și mai mare să-și pună și o cruce. Nu cred că e stilul de cruce și mai mare. Nu, dar ceva mare, dacă îi place cum se îmbracă rapperii americani, nu? Da, el nu e îmbrăcat ca un rapper american. Păi el așa zice. Aia îndrezesc mult mai mult. Da. El e între, între un Tom Cruise, să zic așa, pe vremuri cu erau cu gecile astea. Și nu e. Ce părere nu cred ai că e neapărat un look. Bine gândit asta. A ieșit în oraș, cred că dimineața și a rămas așa toată ziua. Ce părere ai despre brandurile la vedere? Vorbesc despre mine, mie nu-mi plac. Nu-ți plac, mie, nu? Nu, normal că da. N-aș fi zis. Serios? Nu. Niciodată? Nu prea, nu, chiar nu mă omor. Hai că știam, stai liniștit. Fac și treaba asta, dar nu, nu... Da. Dar tu? Eu? Eu sunt pro dacă arată bine. Da, nu, da. E ok. Eu am învățat să nu zic niciodată nu, pentru că mă trezesc în 3 ani că fac exact chestia despre da, care am zis că nu. Da, și s-ar putea să-ți placă, știi? Dar hai să trecem, să revenim. Ce fel de mâncare? Cu ce fel de mâncare l-ai asemăna? Am vrut să zic și spaghetti, dar nu. Da, destul de, aș zice, niște caneloni, ceva, așa. Caneloni, cu ce? Canoli, de fapt, alea. Canoli. Așa, da, alea. Laș, nu știu, așa. Da, s-a umplut așa și... Da, da. E ca și om, ca și așa, e foarte bine structurat. Dar ți-am zis, ca un canoli bine structurat. Nu, el ca și fizic da, are, uite, e un tank de om, e un bărbat, bărbat bine. Da, partea e jos, să zic așa, nu e pentru mine. Adică canolia la de obicei e plus cu două. Se simte că e o uzură care nu neapărat e o uzură. E... Partea de sus e puțin mai... Am putea spune că seamănă cu un canoli cu fermoară. Până când luăm noi spuma, hai să mai comentăm o ținută. Cum ți-ai devenit propriul stil vestimentar? Badass. N-am nimic mai mult de zis. De unde te inspiri pentru a veni cu ceva nou pentru urmăritorii tăi? Păi, uite, copiii mă inspiră foarte mult. Așa că găsesc tot felul de lucruri în fiecare zi, indiferent de unde mă aflu sau ce fac. Ce detaliu vestimentar predomină în garderoba ta? Și negru. Cât de mult contează tendințele dictate de mai mari creatori de afară? Nu mai contează de ceva timp. Contează doar să mă simt eu bine în hainele pe care le port și atât. O femeie cu stil, ce înseamnă pentru tine? O femeie care se simte bine în pielea ei. Și numește 3 articole vestimentare pe care tu le consideri atemporale. Geaca biker de piele, iată, și tenisii. Sper că a spus tenisii totuși. Așa sper eu. În general, speranța mare ultima. Chiar are de întrebare. Mi-e place că s-au îmbrăcat la fel aproape. S-au îmbrăcat la fel cu fetița, e foarte bine. Adică aici e un pic lucrată, să zic așa. A ieșit împreună mamă, fiică. Da, nu contează, dar ea a ieșit. Okay. Poate s-au dus la un film pentru copii. Ne-am discutat în alte emisiuni despre această falsitate a noului discurs despre modă. Nu ne interesează, dar totuși petrecem 10 zile să ne gândim cu ce ieșim. Știi? E o persoană publică și nu, ea știu, da, tot timpul încearcă să o văd un pic, o urmăresc și eu și văd că tot timpul încearcă să schimbe părul, adică nu e o persoană care nu e o persoană care o interesează moda. Păi, tocmai, dar vezi, asta contrazice discursul ei. Aici e ceva care, datorită părului ei, m-aș duce... Caracatiță. Pufulesc cu ciocolată. Nu. Se găsesc la Chișinău. Dar nu-i culoarea, dar aș pune un Yves Saint Laurent și deasupra un fel de cheveux d'ange, aș pune un fel de un fel de vată de zahăr ras deasupra. Dacă mă pui eu mă gândesc ce aș putea să zic, pentru că tot e negru și părul e alb un pic și
așa, mă duce în direcția aia. Adică exact. Să m-aș putea duce și la o... O mâncare în care aș pune la mine e părul care mi-a în evidență și atunci aș putea face niște din praz, poți să faci, să pui pe o mâncare da, un fel praz. De fân din ăla, știi? Dar nu te gândești direct la o mămăligă? Da. Sau la o sărmăluță în foi de tei? Nu m-am gândit la asta. Nu? Nu, pentru n-ai că am niciodată? Culori diferite și atunci încerc să asociez. Adică, în mintea mea, nu... Acum că am aflat ce gust au vedetele noastre și am luat și spuma și caimacul, ne pregătim pentru atacul